Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Calaș Severin. Așa, referitor la adresa noastră cu privire la solicitarea de a prelua pavilionul 6, fost hotel Dacia, din orașul Băile Herculane, aflat în proprietatea privată a Ministerului Apărării Naționale, vă comunicăm următoarele. Imobilul face obiectul unui proiect de reabilitare pentru exploatarea acestuia de către personalul propriu al Ministerului Apărării Naționale. Până în prezent, Ministerul a fost în imposibilitatea fortuită de executare a lucrărilor de reabilitare datorită faptului că din veniturile proprii ale structurii Ministerului Apărării, care le administrează, nu s-au putut efectua decât studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Față de cele mai sus, apreciem că nu se poate da curs solicitării dumneavoastră de transfer. Dar asta e de mai bine de 8-10 ani decât... La adresa dumneavoastră, așa, din 2010, prin care solicitați preluarea imobilului, așa, în vedere așa, vă facem cunoscut următoarele. Organele abilitate ale Ministerului nostru au analizat solicitarea și au avizat menținerea imobilului sus menționat în administrația Ministerului, întrucât acesta va face obiectul unui proiect de reabilitare pentru exploatarea acestuia de către personalul propriu al Ministerului Apărării Naționale. Deci asta este o adresă emisă în... 2010, de către Ministerul Apărării. Atunci vă spuneau că va intra într-un proiect și acum v-au răspuns că este deja în proiect. Da, că s-a făcut studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Bun, dar intențiile Ministerului din adresa respectivă... La noi nu au depus deocamdată nici un certificat de urbanism, nici autorizație de construcție, dar... Da. Bun, și ei oricum din adresa respectivă rezultă că avea intenția de a-l folosi pentru angajații lor. Da. Bine, nu e o chestie rea. Să-l redea circuitul, e turistic. Chiar dacă să da. Fie un circuit privat. Nu, și pe la Brană, și pe la Brașov. Dar să-l facă. E centrul stațiunii, nu poți așa. Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Calaș Severin.